Sunt foarte multe jocuri vechi, din câte vedeți. Avem și un colețel, o chestie de deschis pentru ăștia care sunteți mai OG așa. Și dacă vă întrebați ce este, e practic am început să cumpăr revista Dacia 1300. Am văzut că au relansat-o și practic am cumpărat primele două numere. Am zis că poate le asamblăm pe live, dacă vreți și voi. Puteți să lăsați acolo un comment la fel, dacă vreți să vedeți cum asamblez eu Dacia 1300. Dacia, zic eu, da, asamblează mașina. Ok, deci vreți să vedeți cum asamblez mașina. Hai măcar să desfacem coletul, zic, să vedem ce e înăuntru, nu? Că nu știu exact ce e. Adică știu în principiu, ar trebui să fie două reviste. Să scoatem cutter OG pentru ăștia care vă uitați la primele mele videouri cu ceasuri, cu dealea. Și stați să vedem cum facem cu colețelul ăsta de aici. Că e destul de masiv. Stați așa că am cutter-ul ăla OG, dar nici n-am... Nu m-am încumetat în puii mei să... Nu m-am încumetat, frate, să-i fac lama, să taie mai ca lumea. Hai pe bine! Hai pe bine! Deci aici e colețelul și avem înăuntru cele două reviste, bineînțeles. Avem una așa... Stai, ce? Ok, nu știu de ce aveam impresia... Le-am mai văzut la chioșc. Am văzut primul număr la chioșc, dar mi se părea mult mai mică. Mi se părea mult mai mici piesele astea decât le văd acum. Asta ar fi, deci băieți, e marea revistă. Deci asta ar fi numărul 1. Asta ar trebui să fie numărul 2. Ba nu, tot numărul 1, că am comandat două din fiecare. Știți că pe una o țin sigilată, pe una nu. Cu toate că la cât de îndoită îi, e bine, ce să zic. Asta e numărul 2. Că era cartonașul ăsta mult mai mic. Ăsta e numărul 2 din Dacia 1300 odată. Și ăsta e numărul 2 din Dacia 1300 de două ori. Deci cam ăsta e unboxing-ul. Mă așteptam și eu să primesc acolo ceva, o notă de mulțumire, o ceva. Dar se pare că nu, am eu pretenții prea mari. Nu știu, îmi place când primesc colete și îs acolo un fel de mulțumim frumos, te-ați comandat de la noi. Avem revista unde bănuiesc că sunt și instrucțiunile. O să investesc în curând, între timp, când apuc. Sunt într-o cameră mai ca lumea pentru așa top view. Că vedeți cât de slăbuță e față de ce am pentru facecam. Și din coace avem componentele, adică piețele mașinii. Abia aștept să faceți mișto de mine și să primesc o groază de hate, pentru că habar n-am ce înseamnă fiecare piesă din astea pe care le desfac. Revista. Hai să desfacem, că aici trebuie să fie instrucțiunile. Doamne ajută, poate îmi scrie aici și fiecare piesă ce înseamnă. Că dracu știe cum le zice. Deci, Dacia 1300, scară 1:8. Construiește cel mai îndrăgit automobil românesc, mașina care a făcut istorie, construit într-o machetă superbă din metal, la scară 1:8, da. O capodoperă, caroserie metalică, lungimea modelului 54 de centimetri, deci e bine, e bine. Dar am înțeles că durează vreo 2 ani, da frate, durează vreo 2 ani de zile și o să fie primele modele, adică primele ediții, o să fie lansate de 2 ori pe lună, mi se pare, după care o să fie în fiecare săptămână câte o ediție. Adică o să te rupă un pic de bani, ar veni 200 de lei pe lună, dar na, aia e. Fiecare număr cu instrucțiuni pentru asamblarea tuturor componentelor într-un mod ușor și distractiv. Dar e ca lumea, că din ce am înțeles o să iasă destul de bine, la modul să, cu lumini, cu chestii, sunet de motor parcă? Băieți, nu știu, nu cred că stăm să citim toată istoria lui, pe asta o să o citesc după aia separat, numai bine mai și învăț chestii. Hai măcar să vedem, poate ne zice și nouă o specificație, o ceva. Nu, nu zice nimic. Mamă, ce șurubele are astea, frate. Abia aștept succes cu live-urile. Mersi mult, mersi mult. Mamă, dar e grea, frate. Deci e grea capota asta. Hai, acum mai zic bine, nu? Asta e capotă, dă-o naibii, asta e capotă. Așa, avem mini șurubelele astea. Avem... Vai de viața și zilele mele. Mamă, deci la asta dacă n-ai răbdare... Deci la asta dacă n-ai răbdare, dai cu ele de pământ. Acum sper că nu erau într-o ordine anume în care trebuia să le pun pe astea aici. Ia stați că era să trântesc cu asta de pământ. Bă, trebuie să fii atent, frate, ce mai e pe aici, că dai cu 1000 de euro pe jos. Na bun, ăla-i fraților, hai că ne putem apuca. Ne putem apuca. Cu mini piesele astea, mă cam sperie un pic. Ce material au piesele? Bă, astea-s din metal.
Adică ăsta e metal, dar e metal, e metal ca lumea, nu știu dacă se aude. Eu zic că se aude. Faza 1. E primul fază al fazei de asamblare. Pregătiți suprafața de lucru și extrageți cu grijă piesele din ambalaj. Am terminat partea asta. Citiți lista cu piesele componente și identificați-le pe fiecare înainte de a începe. Identificați-le pe fiecare înainte de a începe să le montați. No, hai să vedem. Hai că îmi zice și numele, e bine. Capota, prinderea din stânga a capotei, fiind asta, da? Una din astea. Apoi prinderea din dreapta, cealaltă. Partea din față a cadrului e asta. Ok. Încuietoarea capotei, tija de fixare. Bun, hai să ne apucăm. Hai să ne apucăm. Că în rest, șuruburi, tăbliță. Ce tăbliță? Nu scrie nicio tăbliță, nu știu unde am văzut o tăbliță. Bă, știi ceva, frate, ce dracu, le pun direct, mă uit direct pe graficele astea, pe imaginile astea și fac direct așa. Deci vine asta așa și bucățica asta la altă vine aici. Super, cred că e ok. Hai că la asta cu instrucțiunile e un fel de prost să fii să nu-ți iasă, știi? Acum identificați ranforsarea frontală a capotei. Mamă, bă, îmi bagă ăștia acum niște termeni de nici... Îi reține cucu. Găsiți poziția corectă după cum se observă. Ce, bă? 1E. Păi asta e 1E. Adică așa, nu? Găurile șuruburilor vă vor ajuta să fixați. Ok, acum care dragi de șuruburi trebuie să fie folosite aici? Ok, stai că scrie pe ele. BM. Uite la astea. Hai de viața și de zilele mele. Hai frate că e aici un... Bă, dar ce naiba, șurubelnița asta merge? Da, bă, hai că merge, e ok. E ok. Stați așa că aici e ideea de lucra la lupă în puii mei. Mă simt, zici că asamblez telefoane, ceva. Zici că ceva muncitor de la în fabrică, prin China sau... Stați, bă, că am aici probleme. Am probleme la asamblare, băieți. Începe să-mi tremură și mâna în puii mei la cât de mici sunt piesele astea, ce treacă de... Știi, mi-e teamă un pic, dar e foarte prostă, foarte prost făcută, mi se pare mie șurubelnița asta. Nu știu dacă o folosesc eu prost sau e foarte prost făcută. Da, bă, nu merge cu șurubelnița asta, frate. Efectiv, mi se pare imposibil și treacu. Ia, gata, hai că acum mă concentrez special pe machetă. Dar n-ai cum, bă, ce treacu de... Stați o secundă numai. Oare merge cu astea? Am aici un set de șurubelnițe, stați așa că... Totuși, ne jucăm cel mai ieftin set de șurubelnițe de la Kaufland. Hai că fac acum, de le fac și reclamă în puii mei. Dar eu cred că n-au făcut vârful ăla de la șurubelniță un pic mai mic, frate. Fac. Stați așa, băieți. Accident de lucru. Dar pe capătul ăsta cred că... Sau? Ba nu, hai că ăsta par... Ăsta n-are magnet. Hai că e bine, băieți. E bine cu primul live. E ca lumea rău. A? Hai bă că merge. Merge, e bine. Ok, nu-l înfic până la... Nu-l înșurubesc până la maxim. Doar așa un picuț, gen. Dacă avea și magnet era mai ok. Stați așa, că trebuie să facă cică click. Dar nu au niciun click. E ok, îl înșurubăm cum intră. Bun. Două din șase sunt montate. Mamă, dar astea trebuie în puii mei răbdare ca lumea, rău de tot. Și uite, nici n-am observat că am pus chestia asta pe revistă, sper că n-am zgâriat-o, bă. Hai că nu e ok, e safe. E safe, băieți, e safe. Hai, băieți, că merge. Mai avem ultimul șurubel și ne mai rămân două, care probabil intră în bucățica asta care e de plastic, bănuiesc. Asta de aici? Da, asta e de plastic, 100%. Hai să vedem. Am montat partea asta. Încă nu le-am strâns ca lumea. Aduceți-mi, vă rog, aminte dacă uit să le strâng, că probabil o să uit. Iar acum vine prinderea din dreapta a capotei. Ok. Hai să vedem prinderea din dreapta. Ăsta e L, ăsta e R. Nu? Ăsta nici nu scrie. A, ba da, uite, scrie R. Un R foarte mic acolo. Ok. Cum ține ăsta capota așa, punem capota aici undeva. Aici, nu. Ba, stai, ce? A, așa, ok. Ăla-i. Ăsta e R-ul. Și îl însurubăm cu șuruburi CM. Adică astea negre de aici. Ne trebuie două. Stai așa că o să încep să pierd din ele dacă nu le țin, dacă nu le numerotez. Deci îmi trebuie două pentru stânga, două pentru dreapta. Una, două, trei, 4, perfect. Am arătat vreun șurub? N-am arătat niciun șurub.
Ah, păi stai, bă, eu sunt deștept. Deci eu sunt deștept maxim, frate. Eu trebuia să prind și bucățica aia de plastic. Cu șuruburi. Scrie aici. Cu șuruburi... 1 de... Nu, cu șuruburi AM. Mă și miram, zic, ce naiba, rămâne aia desprinsă? AM. AM, AM, AM. Stai că le iau așa pe rând. Aici sunt AM-urile. Abia aștept să încurc șuruburile între ele, că știu deja că o să fac asta. Deja nu mai găsesc șurubelnița de alea. Aici ai. Ok, și astea vin. Unul aici. Și de ce nu vrea? Nu vrea, frate. Da, un pic, că trebuie să fie un șpil pe aici. Dar nu, ăla e. Am pus bine. Dar uite ce nu-mi place mie e că... Nu cred că l-am prins bine aici. Că poate pur și simplu asta trebuie să stea, nu știu. Ah, ba, hai că stă bine, stă bine, e ok. Bun. Ok, next. Mai avem câteva șuruburi. Oh, mai avem o groază de șuruburi. Ok, hai că le-am prins bine. Cel mai mare colecționar Cars din România se uită la tine, are. Da, bă. 1500 de mașini și 2... Stai, ce? 1500 de mașini și 25 de ani? Cine-i? Că bănuiesc că nu ești tu, nu? Păreai mai tânăr așa prin videouri. Ia. Dacă e bine, nu vreau să forțez prea mult cu șuruburile astea, încerc să fiu cât de delicat pot cu ele. Fii atent că șuruburile astea trebuie să intre cumva într-un din unghi, cumva, așa, adică e destul de ciudățel cu ele. Sincer, pe care nu-mi place cum l-am băgat ăsta primul. Nu prea-mi place mie să le tot reintroduc de 15 ori, dar încercăm să vedem ce iese. Poate fac un rahat, dacă nu mai am backup colecția cealaltă. Aba, o intra bine, o intra bine, e ok. Ok, hai și pe al doilea să-l facem exact la fel. Eu sigur nu sunt că am o singură mașină Cars. Și eu am una singură pe perete, nu știu dacă ai văzut-o. Stai. Stai că înfiletez șurubul ăsta și după aia îi arăt lui The Cars Guy. Îi arăt loialitatea, mă, pentru sărăciile mele după canal. Deci, mai am un picuț ăsta de înșurubat. Stați, frate, că deja îmi tremură mâna la cât de miniaturale sunt astea. Mai un pic, mă. Prin capotă sigur nu trece. Nu ți-ai luat două numere din primul. Păi bă, da, de aia zic că maxim trec la al doilea număr, știi? Adică la al doilea, la a doua bucată din primul număr. Uite aici, The Cars Guy, nu știu dacă ai văzut. Aici, e mașinuță Cars, e Fulger McQueen, deci te rog frumos. V-am zis, loialitate bă față de voi. Stați așa. Am auzit click-ul, deci acum trebuie să meargă bine. Ia. Da bă, hai că merge ca lumea. Nu mai bine, mi-am făcut și eu un fel de o preocupare. Că și așa îmi place mie să fac de astea, să asamblez chestii. Hai să văd dacă am pus bine până acum. Da, am pus bine șuruburile, e ok. Ai trei mașini, parcă nu aveai McQueen, Buchsa și Fillmore. Nu cred că am trei. Am Fillmore? Pe Buchsa sigur îl am, dar nu e al meu, e al prietenei mele. Și mi-a dat... Ce, Buchsa? Unde n-ai bai Buchsa? Că și ele. Buchsa, Buchsa, Buchsa. Bă, unde e Buchsa? Nu știu, e și ăla pe aici pe undeva, dar sincer habar n-am unde l-am pus. Dar e pe aici pe undeva, știi ce zic? Să te apuci de pus roți custom la Hot Wheels, să sugerez câteva perechi. Bănuiesc că de pe AliExpress, nu? Că am văzut că de acolo sunt toți nebuniți cu AliExpress-ul pentru roți custom. Ar fi și aia o chestie să mă pun să fac roți, să pun roți custom pe Hot Wheels. Bă, dar la astea trebuie să fii atent, frate, deci fii atent. Unele sunt în unghi, unele nu. Ăsta nu e în unghi. A intrat el așa un picuț de tot, dar nu, nu-i ce trebuie.
Asta trebuie să meargă drept în jos. Da, sau? Dracu știe, arată ok așa, nu pare că e strâmb. Bă, ce aș vrea eu să fac din astea cu Hot Wheels, sincer, ar fi scenarii de alea custom, man. Să fac un scenariu gen apocaliptic, ca și cum e mașina arsă sau ceva de genul, sau mașini abandonate sau de-astea. Am văzut pe Insta odată, dar mi se pare foarte mult de lucru și, sincer, n-aș avea răbdare să fac constant chestia asta, eventual doar așa de hobby odată, de hobby, de curiozitate, cum ar veni, dar după aia probabil m-aș lăsa. Ah, și n-am apucat să citesc ce ai zis tu, The Cars Guy, cel mai mare colecționar, așa se uită la mine, ce ai zis, e un băiat Ștefan, am vorbit cu el, ok. Bă, te salut, Ștefane, dacă te uiți. Ștefan, dar îmi sună cumva cunoscut. Nu știu de unde, dar îmi sună cunoscut rău. Bun, cred că le-am pus pe toate. Mai avem două șuruburi în plus. S-ar putea să fie două extra la fiecare pliculeț de ăsta. Văd că și la primul, la BM, avem două șuruburi separate. Și la al doilea pliculeț la fel. Vom vedea dacă mai avem nevoie și de altele. Bun, punem deci partea dreaptă, adică asta, punem aici. Ne-au rămas piese, da, man, ne-au rămas piese, frate, băi, sincer, pentru de ăștia ca mine e ok, chiar e foarte ok, că sunt șanse foarte mari să le pierd, știi? CM și 1C, CM. M-am panicat, am crezut că îmi lipsește, dar am uitat că le-am scos afară. Uite-l aici, dar aici îmi trebuie extensie de ăsta. Extensie de, da, extensie îmi trebuie. Mamă, da, am și eu extensie, frate, de... Vai de viața mea, cum dracu lucrez cu ăsta, nici nu mă ajută. Hai să văd ăsta, că uite, văd că ăsta îl prinde mai bine șurubelnița asta. Nu știu dacă e el pe live, dar s-a uitat la unele din videoclipurile tale, că atunci când am vorbit cu el a zis că am văzut că ai apărut în video la Zgârcea. Bă, băieți, bă, devine Zgârcea internațional sau ce? Internațional, rahat, dacă îl cheamă Ștefanie din România. Ok, facem și al doilea. Ăla-i, mamă, l-au fost click Zdravăn, dar nu-mi place cum intră ăsta. Acum intră mine. Ok. Și primul, hai să strângem mai ca lumea. Bun, eu zic că e strong aici. Interregio, da, cam așa. De-abia aștept să te văd cum te sperii pe live. Bă, sper să nu fie o sperietură de aia ca în ultimul video în puii mei de la psalm. Bă, deci era să mor, frate. Deci voi știți că m-am abținut să nu mă înnec în continuare pe video? Că am zis, nu, frate, trebuie să duc până la capăt video. Ce dracu, mor pe înregistrare? Deci mă înnecasem grav rău de tot acolo. I-am pus bine, da? Eu l-am pus pe al doilea, nici măcar nu procedați în același mod pentru a asambla și prinderea din stânga. Hai că e bine, e ok. Super. Ia uite, bă. Ia uite, bă. Ia atent ce am făcut aici. Mă uitam că nu prea intră cum trebuie șurubul, dar astea vin și iarăși tot așa un pic în unghi. Ciudățenie. Ce pui mei? Și uite, Mario, stai că ți-arăt imediat o chestie. Că mi-ai zis de Need for Speed, de NFS. Le-am luat practic pe aproape toate, după carbon, de la carbon încoace, cred că le-am cam pe toate cumpărate pe EA App, că le-am găsit super ieftin. Am și zis la un moment dat pe video, dar nu știu câți dintre voi ați văzut videourile în care, video, adică în care am spus, v-am dat pontul ăla, a fost super ieftin, la modul până în 15 lei toate NFS-urile, n-aveai cum să nu le iei. Deci n-aveai cum să nu le iei, în afară de Unbound, pe ăla nu l-am luat că am văzut că sunt review-uri foarte nașpa. Uite, bă, asta din stânga nu... De ce s-o prins așa? De ce ai, frate? Nu, stai, că ceva nu-mi place la asta din... Aprinderea din stânga. Deci asta s-o prins ca lumea. Hai că e bine. S-o prins destul de ca lumea, da, zic eu. Ai ceva machete Lego? Da, am machete Lego, două. Dintre care pe una nu mai găsesc. Deci să mor eu, bă, cum e posibil să pierd o cutie atâta, frate? O cutie atâta, așa. Cum e posibil să o pierd, având în vedere că trebuie să fie în camera asta? Și e o cameră mică, zic eu. E vreo 3x2, cât e. Nu mă întrebați cum, dar am reușit să fac treaba asta. Cumva, cu foarte mult talent, se pare.
Ia. Dar vreau că poate nu... Ia, s-a auzit acum un click. Hai că poate acum îl prindem bine. Ha? Hai că acum se prinde bine, cred eu. Uite, Marius, aici, în stânga jos. Le vezi? E Rivals, e Payback-ul, Most Wanted 2012, Hit, Need for Speed-ul ăsta, nu știu, cred că doar așa îi zice, habar n-am. Și Hot Pursuit ăsta din 2000, adică e remastered-ul, practic. Ăsta e remastered-ul. Bun, hai să revenim acum la machetă, să termin o dată cu Dacia asta. Ăla-i. Hai bă, că acum l-am prins bine, e ok. Bun. Deci, prinderile de capotă le-am prins ca lumea. Hai să revenim noi la primele șuruburi și să le înfiletăm ca lumea, că pe primele nu le-am înfiletat ca lumea, în prima fază. Și uit după aia de ele. Eu o să am răbdare. Păi, sincer, nu prea încotro, adică și eu ți-am zis, aș vrea să le... Ce dracu? Ah, stai că trebuie să schimb capotul. Cu primul? Nu, cu al doilea era. Și eu aș vrea să le joc. Ăsta undercover-ul, mai ales că am mai spus odată pe un video, practic eu am jucat undercover-ul foarte puțin, gen doar așa cum ar veni de probă, că nu mi-l ducea compu, știi? Și mi s-a părut interesant. Acum am văzut că e destul de mult hate în comunitate pentru el, dar na, cum am zis, practic fiecare joc pentru fiecare dintre noi înseamnă ceva, știi? Na, cred că le-am prins bine. Cred că e ok, uite ăsta de aici nu prea-mi place, că e un pic ieșit în afară. În rest eu zic că e totul tip-top. Bun! Am prins și astea și mai avem bucățelele astea două de aici, care probabil vin aici undeva. Ia să vedem, ultimul pas cu șuruburi AP, adică astea. Hai că până la urmă nu sunt sau? Ba, au rămas suplimentare alelalte. Ok, cu șuruburi AP... Peste structura de ranforsare, asta să vedeți și voi. Peste structura de ranforsare a capotei, deci asta e structura de ranforsare a capotei. Stați bă, să ținem minte, vă rog frumos. Atașați piesa de fixare a tijei de susținere, adică 1G. Ce mă? Asta? Asta trebuie să fie. Stai că acum trebuie iar să sucim asta invers. Adică așa. O să faci toată mașina pe live? Da. O să fac toată mașina, sau cel puțin așa intenționez. Acum să văd cum iese și live-ul ăsta, știi? Am zis că poate nu-i de mine, dar păi până acum... Hai bă, aici. Așa. Până acum văd că e ok, adică... Mă simt confortabil, așa. Deci, șuruburi AP, da? Haideți să vedem ce iese. Vedem ce iese. Două șuruburi ne trebuie. Și după aia ne mai trebuie pentru încuietoarea capotei. Iarăși încă două șuruburi tot AP. Da, ok. Uite, e ciudat că... Vedeți ce zic? Vedeți că practic aici arată să înșurubezi, să înfiletezi asta vertical. Dar dacă te uiți la cum e poziționat gaura asta pentru șurub, e cumva în unghi. Nu știu, e tare dubios. Am scos bine? Cred că am scos deja astea două erau, nu? De la AP. Deja m-am încurcat. Forță Dacia. Bă, da, frate. Un Dacia 1300, dar de la... Cum era lui tipul ăla după TikTok, mă rog, după TikTok. Tipul ăla care cumpărase o Dacia de la unul și un moșulică de ăla, așa, simpatic, foc era. Din Brașov, parcă, nu? Da, uite că intră în unghi, el vrea să intre în unghi, ok. Așa intră atunci, ce să-i fac? Bun. Eu am Dacia construită. Foarte tare, frate, foarte tare. Eu sunt curios dacă o să reușesc eu până la capăt să o fac. Ia uite. Salutare, David! Te salut. Frate, ce dracu. Așa, super. Sau? Ba, e ok. Toată din seriile trecute. Eu am crezut că o să fie o singură serie, sincer. Mă gândeam că dacă bagă una nouă, o să bage gen diferit cumva, știi? Dar până la urmă, pare se că nu. Se pare că până la urmă o băgat exact același model. Dar sincer se merită, părerea mea. Deci chiar se merită. N-am ce să zic. Bun. Mi se pare așa de dubios cum s-a montat un pic strâmb. Stați că vă apropie ăsta, nu știu dacă vedeți. Ia. Vede ceva, frate? Se vede pe naiba să mă ia, ok. Renunț la idee.
Și acum vine la final încuietoarea capotei, care vine... Îmi place că în final nu-ți mai zice știi unde e, un fel de aici îți arată în detaliu tot, dar fix ultima piesă e un fel de... Bă, baftă dacă o prinzi. Acum, pe de altă parte, un fel de prost să fii să nu o nimerești. Că asta trebuie să fie. Bă, așa. Nu? Așa trebuie să vină. Da, așa trebuie să vină. Cu două șuruburi tot AP. Pam, 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 AP, 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 uite-l aici. Ce mașinuță noi ai? Am o groază. O groază. Dar nu le-am, n-am mai apucat să le arăt pe live. Poate într-un live o să fac live-ul viitor sau nu știu. Poate o să fac unboxing. Am și un mystery box. Nici acum nu l-am desfăcut, frate. E de atât de mult timp aici și nici acum nu știu ce mașini mi-au venit. Practic am comandat mașini random, știi, de pe net. Adică e o serie dintr-o anumită, nu știu, de la Majoret sau așa și eu nu știu exact care dintre ele îmi vine. Și sincer să fiu, nici măcar nu știu ce mașini sunt în seria respectivă. Bă, dar ce naiba, și ăsta vrea tot așa? Da, ăsta intră tot în unghi. Nu știu, bă, mă, cam sperie piesele astea așa de mititele. Ia uite, frate, fuge. Hai că facem primul număr și cred că o să las al doilea număr pe final. Că deja au trecut o oră de când ne-am apucat de ea. Stai, bă, aici. Iar de la Hot Wheels am... două, trei ture de Hunt. Le-am pe care le-am... trebuia să le arăt pe video. Dar efectiv n-am mai apucat, man. Bă, asta e cea mai nenorocită dintre toate, frate. Hai să le încercăm să le înfiletăm așa, ce să zic. Încercăm să le înfiletăm așa, vedem ce iese, mă. Hai că e ok, e ok. Merge așa, bun. Dar, cum am zis, nu-l băgăm până la capăt. Ca să se poziționeze ca lumea. Aici să nu se ducă strâm după aia, știi? Ok. Ok, nu-l forțăm. Înfiletăm așa ușurel. Bun. Ăsta stă ca lumea. Ăsta stă ca lumea. Toate bucățelele stau blană. Nu se bâțe nimic. Nici ramforsarea capotei. Deci ăsta a fost primul număr. Primul număr și asamblarea lui. Păi nu uitați, avem al doilea număr, dar o să-l facem pe finalul live-ului. Păcat că nu au băgat o șurubeniță mai ca lumea, frate. Deci efectiv păcat. Mă așteptam sincer să primesc, nu știu de ce, când am văzut ăsta în chioșc, mi s-a părut că e mult mai micuță șurubelnița. Dar na, la șuruburile alelalte mai mari, adică alea negre, practic, se funcționează, e ok. A, și nu știu dacă ați văzut că făcea mișto Garaj 64 de chestiunea asta. Da, am rămas cu 1, 2, 4, 6 șuruburi. 6 șuruburi suplimentare. E ok, sunt bune, le pun exact aici. Că probabil nu o să mai am nevoie prea curând de șurubelnița asta. Că cine știe? Cine știe, poate îmi vine la un moment dat, cum pățesc eu de obicei, un șurub în minus la un moment dat. Ok, asta e capota, băieți. Asta a fost capota.